Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale a realizat o selecție a celor mai implicați lucrători de tineret din România, din cadrul organizațiilor care lucrează cu tinerii. La începutul acestei săptămâni, cei 24 de lucrători de tineret selectați au participat la un laborator de idei organizat la București. În cadrul întâlnirii, ei și-au prezentat propunerile de viitor și au creat un mesaj care va fi prezentat în cadrul unui eveniment organizat în Belgia cu ocazia Săptămânii Tineretului European. Prin vot, Florin Ceparu, președintele Asociației de Tineret Onyx din Râmnicu-Sărat, a fost desemnat să prezinte mesajul și viziunea tinerilor din România la Bruxelles. Am participat la un eveniment organizat de către Agenția Națională, care s-a numit Laboratorul de Idei, un eveniment care este organizat cu ocazia Săptămânii Europene a Tineretului în toate țările Uniunii Europene. Pentru ca mai apoi rezultatele întâlnirii noastre să fie prezentate la Bruxelles, chiar în Săptămâna Europeană a Tineretului. Votul lucrătorilor de tineret m-au mandatat pe mine să merg la Bruxelles și să reprezint viziunea și proiectele viitoare ale mediului organizațional românesc, tocmai în casa Uniunii Europene. Mesajul tinerilor din România răspunde la întrebarea cum poate crește gradul de participare al tinerilor la viața civică. Florin Ceparu, în vârstă de 28 de ani, spune că desemnarea lui să prezinte acest mesaj la Bruxelles este cel mai important pas din cariera sa profesională și totodată încununarea muncii din ultimii 5 ani în domeniul voluntariatului. E poate cel mai important pas din cariera mea profesională de până acum. Este importantă și deoarece mi s-a dat oportunitatea de a reprezenta alte organizații și alți lucrători de tineret. Vreau să vă spun că munca de la București n-a fost deloc ușoară și cu atât mai importantă este cu cât știu că voi duce acolo un mesaj al tinerilor din România, ci nu un mesaj particular, iar faptul că vin din Râmnicu-Sărat nu poate să reprezinte decât o extraordinar de mare bucurie, satisfacție. Râmnicianul Florin Ceparu va merge la Bruxelles în perioada 4-6 mai. Întâlnirea de acolo va oferi șansa tuturor reprezentanților țărilor Uniunii Europene de a expune perspectivele tineretului în propriile state. Evenimentul de la Bruxelles va fi continuat timp de aproximativ 2 săptămâni printr-un concurs online. Mesajul este practic o viziune strategică a planului de proiecte pe care România îl vizează pentru perioada 2015-2020 și cuprinde toate ariile de implicare, cultură, sport, educație, civic, media, artă. Mesajul tinerilor din România va fi tradus și prezentat în limba engleză, iar în prezent poate fi vizualizat în cadrul platformei Erasmus+.